Și așa cum v-am obișnuit de foarte multe ori, trebuie să mai spun și eu câte ceva, pentru că te doare când vezi niște lucruri și știi că părinții noștri au făcut eforturi uriașe, uriașe pentru a crea niște locuri unde să ne câștigăm pâinea astăzi. Cu durere în suflet anunț tăierea combinatului CPL-ul, de se taie masiv absolut totul. Este strigător la ceea ce se întâmplă. Dar asta e viața, trebuie să mergem înainte. Dragii mei, în această seară minunată pentru unii, am adus în fața dumneavoastră trei floricele superbe, trei floricele care continuă să acumuleze experiență, să acumuleze foarte multe diplome, premii și e normal ca noi să le dăm o mână de ajutor, să le promovăm, să vadă că sunt într-adevăr niște valori care sunt necesare acestei țări. Valorile, din păcate, sunt lăsate cam de izbeliște la noi în țară. Din păcate spun lucrul ăsta. Și noi încercăm cu umila noastră putere să promovăm cât putem tinerii care iubesc frumosul, care iubesc folclorul românesc, tradițiile noastre. Pentru că recunosc că sunt pe cale de dispariție, din păcate. Haideți să luăm un telefon, să nu ținem telespectatorul în telefon. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Mioara Pârvulescu, domnul Berger. Da, doamna Mioara. Vă văd că am supărat. E, doamnă, știți ce se întâmplă? Văd, știu, auzi. Nu neapărat, dar când ai prieteni de aproape o viață și te dezamăgesc, te simți prost așa și mai vezi și niște Da. lucruri, Da, niște lucruri. și mie mi s-a întâmplat, da. Da, dar de ce oare? De ce nu mai există caracter? De ce nu mai este credință în bunul Dumnezeu? Nu Oare mai de ce? există caracter. Nu știu ce ia la caracter, cred că. Da, din păcate, da. Așa este. Vreau și ca să dedic și-o băieților și nurorilor mele și nepoților mei Da. toate cântecele din seara asta și pentru dumneavoastră și întreaga regie și pentru soțul meu Da. și pentru toți cunoscuții mei din Vlădulen. Care vă iubește foarte mult. Eu așa zic, că dacă am apucat 47 de ani cu el, înseamnă că... E un lucru minunat, să vă dea Dumnezeu sănătate. Da, domnul Berger. Și pentru toți consătenii, că dacă iau pe nume, sunt mulți și poate ui vreunul și să supără. Asta pentru toți din satul Vădureni. Da. Să fiți sănătoși cu toții, asta Și contează cel mai mult. dumneavoastră, la fel, domnul Berger, o seară frumoasă. Să rămânile, doamnă. La revedere, domnul Berger. Așa, să revenim la aceste minunate flori. Și mă bucur că din ce în ce mai mulți tineri încep să se îndrepte spre adevăratele valori, ceea ce e un lucru minunat. Și vreau să mulțumesc public profesorilor care se ocupă de acești minunați copii de la Școala Populară de Artă, că, într-adevăr, munca lor dă roade. Dă roade și ne bucură sufletul și inimile, ascultându-i cât de frumos cântă. Mai luăm un telefon? Alo. Vă salut! Și eu vă salut. Sunt fost viceprimar de la Baia de Fier. Da, domnul viceprimar. Vreau să vă salut, îmi place emisiunea dumneavoastră Da. și vă transmit felicitări. Mulțumesc, domnul viceprimar. Bine, să vă dea o sănătate.
Au, ce-i cu puradelul ăla mic? Alo? Închisă, domnul vice. Pare rău, oamenii buni sunt marginalizați, dar din păcate, cu timpul, își dau seama oamenii de valoarea lor. Haideți să vă prezint super invitatele mele în această seară, trei bătrânele care cu greu au venit, cu căruța ați venit la emisiune. Bună seara, dragile mele. Bună seara. Și vă rog să vă prezentați pe rând. Mă numesc Anuța Elena Mădălina. Da. Bună seara, bine v-am regăsit. Bine că ai venit din nou la emisiune, da. Da. Mă numesc Antonia Stoian, am 15 ani. Da, spune că, uite, sunt atâția copii care se uită la tine acum, la voi, de fapt. Da, așa este. Și cea mai bătrână, cred că tu ești cea mai bătrână de toate, nu? Da. Câți ani ai tu? 8 ani. O, mulți înainte. Și am zis că e voce frumoasă, bravo, puile. Mai avem un telefon? Alo. Alo, bună seara, domnul Vestiat. Bună seara, doamnă. Aș dori să fac și niște dedicații. Vă rog. În primul rând, pentru dumneavoastră. Da. Pentru toată regia. Da, pentru băiatul meu, Adi, care primește o frumoasă vârstă pe 16, în aceasta. Păi și nu sărbătorim și noi, adică... Ba da. Ba da, domnul Berger. Chef, să fie chef. Nu, fără băutură. Să vedem unde ne invită băiatul, să vedem unde ne invită. Trebuie să ne invită. Ce mă învață fetele. Chef, chef, băutură, băutură, dă-o spre stângurița. Așa să fie pentru soțul meu, Gelu. Gelosul. Pentru gelosul. Da. Pentru fata mea, Ileana, de la Bumbești, și nepoatele mele, Bianca și Sosana. Să luăm și imaginea, da. Pentru nașa mea, diaconul Silvia de la Târgu Jiu și pentru doamna Eugenia Gădu de la Turcinești. Da. Și îți vă doresc multe emisiuni frumoase și felicitări pentru emisiune. Să rămână, doamnă, să aveți o seară minunată. Aveți o emisiune super. Și pentru invitatele dumneavoastră, acelea scumpe, că le-am văzut de la televizor. Da, da. Sunt și frumoase și cântă și frumos. Da, cântă și frumos, da. Toate trei le-am văzut mereu. Da. Păi de asta mai suntem și noi pe aici. Să rămână. Încercăm și noi să ținem pasul cu manelele. Da. Deci, hai să mai spunem telespectatorilor, hai să luăm cu tine, pentru că tu ești Mezina. Ești la școală unde? La Lelești. La Lelești. Gântea cocu sus pe creci. Nu? No? Și cine e profesorul coordonator la al tău? La școală? Da. Cu cine faci tu muzică populară? Cine te pregătește? Doamna Cristina Olteanu. Doamna Cristina, să-i dea Dumnezeu sănătate. Ești în clasa a doua? Da. Da? Și ești din orașul Lelești. Știi de ce spun lucrurile astea? Că poate, uite, vrea să cineva să te ia la nuntă, să cânti, nu? Da. Dar bine, o să cânti pe masă, să te vadă toată lumea. Alo? Alo, bună seara! Geta! Mai tare boxa, că nu s-aude. Geta! Geta, vorbește mai tare! Da, domnul Ben! Ce mai faci, Geta? Cine? Bă, am crezut că s-a întâmplat ceva, ce naiba! O, domnul Berger, n-am avut minute! De ce-s puțin? Cum? N-am mai avut minute pe telefon. Minute? Da, da. Păi n-ai găsit un ceasor nicar să-ți bage minute pe ăsta, un distribuitor din ăsta de minute? Da, da. Nu? Ți-au cerut bani, fa pariu. Da. Neserioși. Azi le dau dedicați pentru dumneavoastră, pentru invitatele dumneavoastră. Da. Pentru cunatele mele. Da. Pentru patronul din la Bârta, domnul Victor Viva. Da. Pentru vecinul meu, Daniel. Da. Pentru nevoastră sa, Daniela, cunatele mele, fata mea,
bărbatul meu, Mărin. Mărin e acasă? Da, e acasă. Ce face Mărin? Să uită la televizor. Păi de ce îl lași? Păi îi place boxul. Ce face? Să uită la box. La box? Deci nu la mine. Nu la dumneavoastră. Scoate-l afară. Da, da. Da, da, e frig cu viața de mine. Cu televizor, cu tot. Da, dau pentru doamna Mariana, doctor meu. Da. Toate doctoritele din la psihiatria, asistentele infermierele, la psihiatria, la Cărbuiești, infermierele. Da. La toate secțiile, la Novativ, domn doctor. Și pentru doamna Lăcătușu de la Novaci? Da, doamna Lăcătușu de la Novaci, da. Doamna Bucură. Care de altfel e un medic extraordinar. Da, da, și... Mă, este și doamna doctoră la Craiova. Așa? La Novaci. Getuța, ne-ai pregătit vreo surpriză, ceva, nu? Da, da. Ce surpriză? Ia, surprinde-mă cu surpriza ta. Păi, cântă la roată, roată și a roată. Hai să vedem. Ce iese? Roată, roată, iar roată, hai întoarce-te odată, întoarce-te roată, roată, să mă amintinerezi. Ce scută, tineri, să mă amintinerezi. Să mă mai ești, nu ești. Nu merge. Mai tare puțin, mai cu glășor. Să mai știu pe fița mamei, să mai știu pe... Să mai știu ce-am pus odată, ca îndrecoată. Gata. Da. Deci, doar atât. Atât, nu. Ce n-aș da să întorc anii, să mai fiu fetița mamii. Să mă știți ce-am fost odată, genei ca mândră fată. Roată, roată, fia roată, mai întoarce-te odată. Întoarce-te, roată, fii, să mă amintinerezi. Mă, e satisfăcător. E spre bine, Geta. Da. O să-ți pregătesc un premiu într-o zi. Da. Dar vrei să ți-l trimitem acasă prin poștă sau să-l aducem personal? Mi-ați promis că mă va trimite la emisiune la dumneavoastră. Ce anume? Mi-ați promis că mă va trimite la emisiune la Crăciun. De Crăciun, de Revelion, atunci, că se uită toată lumea. Și despre ce să vorbim, Geta? Și pentru unchiul meu, domn Neadoru. Neadoruțu Babalâc? Da, da. Ce mai face? Și domnul meu, Realu, nevasta Niculina. Ce mai face domnul Doru Babalâc, domn profesor? Bine. Mă bucur. Deci ce să vorbim în emisiune când o să te invit? Ca să știu. Ce subiect să abordăm? Ce? Păi ce vreți să vă? Despre lucernă, despre vaci, despre oi. Despre oi, vaci și lucernă. Hai că vedem atunci. Bine, drăguțo, să ai o noapte minunată. Da. Pandurii mei, hai să... încercăm să ascultăm două melodii, vă rog. Luați și telefonul ăsta și după care ascultăm două melodii, da? Introduceți-l pe fir. Alo.
Alo? Domnul Belier? Da. Bună seara, Moțescu. Moțescu vă deranjează momentan. Nu mă deranjați. Dați televizorul încet, că mă deranjați. Da, corect. Gata, i-am dat. Așa. Vreau și o dedicație când, când va cânta vecina mea de la țară, Mădălina Anuza. Să rămână. Să trăiești, Mădălina. Costel, sunt Moțescu. Știu. După voce. După voce. După voce, normal că suntem vecini. Mai ales da. Cu mama ta, care e la cârciumă. Hai, dă-ți peste gură, Doamne, uite. Păi cum să fie asta mama lui? Ea lucrează la magazin. Păi așa spune, da. Dragă, nu-i că e la, că e la cârciuma. Doamne, mă speriai. Mă, domnul, m-a speriat, sincer. Nu, nu ne speriem, că suntem vecini la țară și ne înțelege foarte bine. Mă bucur. Da. Vecină chiar de încredere, chiar de încredere, față de neamuri, de frații, foarte de încredere. Mă bucur. Mulțumesc. Acum nevastă mea nu mă aude, că încă nu veni de la servici. A, e de la Lipești, de la dumneata. O să-i spună vecinii. Cine de la Lipești? E mioara lui Ion Concioiu, acum e nevasta mea. O, să fii sănătoși, da. Da. A fost și fica mea pe la dumneavoastră, Ștefania Moțescu, va veni în viitor, poate. Da, mi-aduc aminte, da. Vă urez o seară bună și melodii cât mai frumoase. Bine, sănătate. De partea invitaților. Sănătate. Bună seara. Bună seara. Sănătate. Să trăiți. Pandurii mei, două melodii. Mă, da, hai să încercăm să... Pentru că pentru domnul Moțescu e vecina dânsului de la țară și să încercăm cu două melodii, da? Haideți. Thank you.
Deci observați ce voce frumoasă, deci trebuie să vă spun că Mădălina are în jur de 90 de diplome, deci 90 de diplome, dintre care cam, eu știu, 25 de trofee și premiul întâi, un palmares extraordinar de bogat, felicitări! Sincer. Vă mulțumesc. Și îmi place că ai și simțul umorului. Îmi place că ești fantastic de drăguță și de gingașă. Ești atât de plăcută încât cât ar fi omul de supărat, tu îl faci să se simtă altfel, să înțeleagă că viața e altfel. Mai zice unchiul din când în când că eu le luminez viața. Da? Da. Așa este. Sincer, așa e. Ești mereu cu zâmbetul pe buze. Mereu. Avem un telefon? Alo? 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 Da, vă rog. Bună seara! Bună seara! De la Baia de Fier vă deranjează Rodica. Doamna Rodica, v-am mai adus vulpea găinile înapoi. Vai, domnul Belghe, nu mi le-a mai adus. Deși în seara asta le uitați găinile mele sunt neînchise acum, cu gândul să nu vă pierd pe dumneavoastră. Nu cred așa ceva, doamnă. Pe cuvântul meu. Păi și dacă și porci, nici la porci mâncare nu dedei, le ia mânt pentru mâine, că ce să fac? Cereți-vă scuză la ei și asta e. Sper să mă ierte, sper să-mi accepte scuza. Sunt convins că da. Ce să fac? Trebuie să las ceva la o parte ca să urmăresc emisiunea dumneavoastră. Nu pot să o pierd, nu pot. Vă cred. Trebuie să fiu de la început. Vă cred, doamnă, vă cred. Că de altfel e o emisiune educativă. Da. Da, este? Da. Deci... Mergeți după ce vorbiți cu ei la telefon, mergeți și închideți găinile, că e păcat să... Mă duc să le închid, că mi le mâncă vulpea iar. Și mie mi-a furat vulpea câteva găini. Serios? Și-am cățelul în portbagaj. Că să mă duc să închid vulpea, să las găinile. La mine e și mai rău, eu am cățelul în portbagaj. Cred că e mai bine arestată vulpea. Mai bine arestată vulpea și lăsate găinile libere. Au, Doamne! Îmi dați voie să vă cânt o strofă dintr-un cântec? Păi de când promiteți că veniți la emisiune, doamnă? Păi promit, dar nu știu cum să luăm legătura, că eu aș veni, vă spun sincer. Are costum, domne! Uita, ascultați! Vască! Au coborâi din delul stânii, la 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 la. Cu oile și cu câinii, la 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 la. Vremea e rea și nu mă lasă, la 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 la. Cum să fac să ajung acasă, la 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 la. Vremea e rea și nu mă lasă, la 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 la. Cum să fac să ajung acasă, la 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 la. Cu taxiul, doamnă. Dacă aveți nevoie de recuzite, ia-mi câinele în mașină. Doamna Rodica. Da. Nu veniți, doamnă, am zis să faceți un grup. Păi facem un grup, dar... Și cântăm live. Cine să-l organizează de aici? Cine să-l... Cum cine? Cine? Dumneavoastră, dar cum să luăm legătura? Doamna, ce să vă spun? Notați numărul meu de telefon și mă sunați și vreau să găsiți un grup așa de oameni din Baia de Fier care încă pot să cânte și să cânte așa frumos, să bucurăm inimile telespectatorilor. Care cântă
și ăsta de vârsta a doua, a treia, nu sunt uitat. Păi cum să uităm, doamnă, cum? Cum să-i uităm? Păi de-aia zic, eu mult mi-am dorit să cânt, să mă audă cineva, de când eram copil, dar ce să fac, așa s-a întâmplat, n-am avut posibilitate. Seara asta va auzi poliția, dar să vă dea amendă, să nu deranjați vecinii. Nu, vreau să fac câteva dedicații. Vă rog frumos, doamnă Rodic. Pentru nepoatele mele de la Bumbești Pitica, ale lui Nelu, de la Transformator, de acolo de sus, fetele lui Ionel. Sunt nepoatele mele, mama lor e soră cu mine. Lui Ionel. Da, lui Ionel. Da, doamnă. Vreau să le transmit lui Narcisa, Cristina și Marusia pentru soților, copsetele lor, copiilor, tot ce-ți doresc și le doresc multă, multă sănătate și numai bine și tot ce-ți doresc ele în viața lor să-și îndeplinească. Doamnă, dacă urarea este sinceră, vă spun eu ce-și doresc. Ce își doresc? Să le trimite 100 de milioane până mâine. Aoleu! De unde, domnule? Aoleu! Prea de tot! Mă băgară spre la fund! Deci, credeți-mă că asta își doresc. Deci dacă e urarea sinceră, vă rog mâine să aud că ați trimis bani. Ele așteaptă, săracile, dar ce să fac? O fi mai puțin, nu chiar atât, dar ce să facem? Deci, vindeți găinile alea și porcii și vă rog frumos, faceți-le bucuria asta la fete. Dați-mi număr, de unde să iau numărul dumneavoastră de telefon? Vi-l dau eu, doamnă. Notați. Imediat, dă-mă aici telefonul. Uitați-vă, noi tocmai intrăm direct de muzică. Ia, spuneți. 0768 076 Dime. 914337 9 1 4 337 337. Dar vă rog frumos, vreau să mă sunați când sunteți tot grupul, să vin să facem o analiză așa, să vedem cam ce a putea prezenta telespectatorilor. Bine, domnul Berger, vă mulțumesc din bine, suflet. Bine, să rămână. Și mă-i fac pentru cumnatele mele, Leana Tomoiu, Mia Basarabă, vecinele mele, da, și toți care ne ascultă la ora asta, să și închidă găinile, să nu le mânce vulpea. Bine, doamnă. Sănătate, Doamne ajută, să domnul Berger, numai bine, să fiți iubit. Și dumneavoastră la fel, să rămână. Am fost, nu mai sunt. Pandurii mei, mă luați telefonul ăsta, după care vreau să mai ascultăm două melodii. Deci, hai până răspunde telespectatorul, să mai vorbim despre tine, puiule, că lumea vrea să știe despre tine. Tu ești din Vladimir, nu? Da, și din Stejari. Și din Stejari? Da. Deci codițele le ai din Stejari. Păi cam așa ceva. Cam așa ceva, da? Cu scânduri din Stejar. Da. Abia tu... ce veni într-un ciumac din Stejar, abia ce veni aici. Da. Păi ești bătână rău, se primul vede. Primul deceniu se vede. Ești, deja ai un deceniu. Păi da. Ești bătrână. Zi tu, alo. Alo? Alo. Da, vă rog. Bună seara. Bună seara. Domnul Belger, de la Alintești vă sun. Da. Mariana Popescu. Da. Vreau să fac și eu câteva dedicații. Vă rog frumos, doamnă. Pentru nepoata mea, care acum două zile și-a serbat onomastica, Mihaela de la Târgu Jiu. Mihaela și mai cum? Poftim?
Mihaela și mai cum? Chiliban. Așa. Să-i dea lumea sănătate. La fel la toată lumea. Pentru prietena mea de la Alimpești, Mihaela. Mihaela? Și Pirea. Mihaela Pirea. Brutărița. Da. Exact. Pentru soțul meu și pentru fiica mea. Da. Titel și Andreea. Da. Pentru unchiul meu, care în curând o să sărbătorească aniversarea. Titel? Nu, cum îi zice unchiului? Unchiul meu. Cum îi zice? Cum îi zice? Dorel, de la Mușetești. A, de la Mușetești, da. Exact, da, da, da. Aș dori o melodie interpretată de Antonia. Da. Așa, special pentru alt unchi, Luca și soția lui Rodica. Da. Pentru sora la mătușa mea, care este vecină cu Antonia. Ia-o-s. Dorina Chiriac. Ia-o-s. Da. Multă sănătate și tot ce vă doriți. Titel ce mai face? Momentan este plecat. Să vină să dea de lucru la oameni acolo. Îl așteptăm să vină. Bine, doamnă. În curând. O seară frumoasă. Sărumâna, sărumâna și un alte... Mult succes la păpușele. Sunt drăguțe și talentate și cât mai multe emisiuni frumoase. Mulțumesc, sărumâna, sărumâna. Bună seara. Vă iubește lumea. Așa se pare. Nu se pare, este adevărat. Da. Panduri, hai să o ascultăm pe Antonia cu două melodii. Sunteți gata? Închide și plecați. M-aș face că-s prea mică, dacă n-aș avea bunică. Ea mereu grija-mi o poartă și plânge de a mea soartă. Ce m-aș face că-s prea mică, dacă n-aș avea bunică. Ea mereu grija-mi o poartă și plânge de mea soartă. Voi părinți orice ar fi, rămâneți lângă copii. Banii nu țin niciodată locul de
Vreau bani să fie bine, vreau pe mama lângă mine. Poate orice să-mi lipsească, nu dragostea părintească. Nu vreau bani să fie bine, vreau pe mama lângă mine. Poate orice să-mi lipsească, banii nu țin niciodată locul de mamă și tată. Voi părinți orice ar fi, rămâneți lângă copii. Banii nu țin niciodată locul de mamă și tată. Potrivește-o la mijloc, trage hura mai în drum, vin și eu acum. Mă cheamă mama să cos, eu arunc lucru pe jos, că la hora nu știu când îmi ia mai venit rând. Potrivește-o la mijloc, trage hura mai în drum, vin și eu acum. Mă cheamă mama să cos, eu arunc lucru pe jos, că la hora nu știu când îmi ia mai venit rând. Potrivește-o la mijloc, trage hura mai în drum, vin și eu acum. Mă cheamă mama să cos, eu arunc lucru pe jos, că la hora nu știu când îmi ia mai venit rând. Antonia, da. Povestește și despre tine. Câte primii ai luat până acum? Wow! Wow. Subiect frumos! Păi, cred că am peste 200 de diplome, cred. Lasă-mă! Cam așa ceva. Și trofee, să știți că încă nu le-am numărat. Dar știți că fiecare diplomă reprezintă cam 4 puncte de pensie. Deci voi fi bogată la plătrânețe. Înțelegi? Eu așa ar fi normal. Da. Că artiștii sunt lăsați de Dumnezeu, sunt lăsați pe pământ de Dumnezeu să bucure inimile celor care muncesc fizic, da, și psihic. Și ar trebui să se gândească cei care conduc această țară și la artiști. Ar trebui. Asta e menirea unui artist, să bucure sufletele oamenilor. Alo! Bună seara! Bună seara! Geamă nu-i Ilarie, de la Stoina, Păișeni. Cum? Geamă nu-i Ilarie. Geamă nu-i Ilarie? Da, am mai vorbit cu dumneavoastră. Mă bucur. Așa, de la Păișeni, Stoina. Da, domnul Ilarie. Aș vrea să-i dedic și eu această seară pentru nevasta mea, Mihaela. Să vă trăiască. Toate melodiile din asta. Da. Pentru soprii mei. Da. Pentru părinții mei, pentru bunicii mei,
Da. Și pentru oamenii care am avut la casă, care au lucrat. Care au dărâmat-o. Care au făcut, nu au dărâmat. A, deci e în construcție. Muncitorii. Muncitorii au sunt în construcție. Da, da. Casă mare? Da, destul de încăpătoare. Adică poți să întorci autocarul în ea? Autocarul nu, că e prea mare. Las că pun pe unul să-i de cu tirul atunci. Nu cu tirul, că o dărâmă. Da. Bine, dragul meu. Avem pe doamna Reli cântăreață. Ați avut-o dumneavoastră în emisiune. Am sunat eu atunci. A zis că veni să-mi luați mireasa. De acasă? Da, așa a zis că veni păi să-mi luați mireasa la nuntă. Păi nu știu dacă se urca pe măgar, că eu am un singur măgar am. Nu să spune, nu. Deci nu merge pe măgar. Nu, nu. Păi, n-am cabrioletă din aia, n-am... Poate avea pretenții. Bine, domnule. Bine. O seară bună și... Bine, sănătate. Sănătate. Da. Deci mai luăm telefonul ăsta. Nu, îmi pare rău de bieți oameni că... Na, de-abia prind și e normal să nu-i lăsa să aștepte. Hai, introduceți-l pe fir, omul, că nu știu dacă încape, dar cred că reușește. Alo. Am și o dedicată specială. Cu cine am onoarea? Cu Ghibuș de la Izvoare. Ghibuș? Da, cu Ghibuș de la Izvoare sunt verișor cu domnul Nelu Făchea. Da? Da, și am și o dedicație pentru un prieten de-al meu. Se poate. Dom'le, știți că se plătesc dedicațiile. Da, se plătesc, da, ai, nu știu. Dau un pește, doi, acum, un crapo. Parcă ne revenim, îmi place foarte mult. O știu că. Și anunțați și pe merejerul, că ăla prinde mult crap. Merejerul care e, doctorașul sau doctorul? Păi eu știu cum îmi porecliți pe acolo. Finul lui Leampă. Da. Ce am... Da, se poate, nu e nicio problemă. Acum două săptămâni mi-a adus două bucăți mari, nabile, fantastice. Una... Și n-a putut să le mâncați, dar le-a aruncat. Una de 50 de grame și una de 75 de grame. Mari peștișorii, deci super adevărat. V-a adus și un pic de apă să faceți un pic de ciorbă. Nu, am făcut direct bujdei. E foarte bună idee, da? Le-am băgat câte un greuțe de usturoi în gură și le-am făcut bujdei. Da, e adevărat. Vă ascult. O dedicație aș vrea să... Pentru prietenul meu, Nicu Păzaru. Da? Pentru nevasta lui. Pentru nevasta mea. Da. Paula. Da. Și pentru copii și pentru toată lumea. Și da. Pentru dumneavoastră. Da. O melodie frumoasă. Imediat și o să cânte Mezina. Cea mai mică dintre invitatele mele. Să cânte, să dea Dumnezeu. Da. Deci nu mai spun melodia, că deja cântă fata, nu? Ionica Bălă... Ionica Bălă ce mai face? Ionica Bălă a început să chiar scăpărul. Lasă, ajută Dumnezeu să fie sănătos. Să fie sănătos, că sunt belele multe. Așa este. Nu mai bine, sănătate, numai bine, la mulți ani, sănătate, trăiți. Sănătate. Cât mai avem pandurimei până la publicitate? Deci, hai să ascultăm două melodii cu Mezina, cu invitata mea. Da, sunteți gata? Haideți! Thank you.
borjului, lungă iapa ziului. Borjul are dor pe lume și îl știe, dar nu-l spune. Borjul are dor pe lume și îl știe, dar nu-l spune. Jiule, pe malul tău am stat cu necuțal meu. Mă ruga să-i gând de tine, să-i gând dragostea din lume. Mă ruga să-i gând de tine, să-i gând dragostea din lume. Sus în munții Gorjului, în poiana bradului, se adună oițele și cântă băgițele, mă. Ciobanii cu fluiere îngână doinițele, mă. Doinele toate și le cânt pe înserate. Cine ascultă doinele, ci iubește florile, mă. N-ai vă poate de opta să nu fie supărat, mă. S-ai vă poate de iubi și să fie fericit, mă. Să-i vă poate de iubi și să fie fericit, măi. Deci, dragii mei, știți foarte bine că am o doamnă din Rovinea, doamna Tina, acea doamnă care trece printr-o suferință fantastică, nu-i mai funcționează Rinichi și este în spital în București. Dumnezeu să o ajute să se întoarcă cu bine, să continue viața pe pământ. Și m-a sunat din București să fac câteva dedicații pentru niște persoane dragi, respectiv fata dânsei Alina Soare, pentru băiatul dânsei Alin. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, că asta e cea mai de preț. Și Aline, îți spun din suflet, ești un băiat minunat. Un băiat, acest băiat are grijă de maică sa mai mult ca o fată, zic eu. E un băiat atât de minunat și sper că bunul Dumnezeu să-i întoarcă, să-i răsplătească acest efort. Pentru că maică-sa, într-adevăr, are nevoie de el în situația în care e. Iată, mai vrea dedicație pentru doamna Tanța din Rovina, doamna Veronica, doamna Tania, doamna Diana, probabil prietenele care îi sunt aproape. Încă o dată, doamna Tina, să te întorci cu bine acasă și să rămâi printre noi, pentru că ești un suflet de om care meriți să continui viața pe pământ. Dragii mei, o să luăm o mică pauză, după care revenim imediat. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior, calitate garantată la produsele Orion Austria.
Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. SCPT&D Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253 211 321. Mari reduceri la toată gama de motoferăstraie, discounturi cuprinse între 200 și 550 de lei la motoferăstraiele Husqvarna 236, 550 XP și 562 XP. Cadouri la anumite tipuri de motoferăstraie, două lanțuri Oregon sau o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. A început toamna cadourilor la șinele de ghidaj și lanțurile Oregon. La orice șină de ghidaj Oregon cumpărată, primiți cadou un litru de ulei pentru ungere, iar la orice lanț Oregon cumpărat, primiți cadou o pilă rotundă Oregon. Oferte de nerefuzat și pentru frezele de zăpadă Husqvarna, reduceri cuprinse între 300 și 600 de lei. Caută oferta completă în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat. Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253 210736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile.
Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare. De aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată.